Bună ziua, bun găsit la Radio France, la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este domnul Petre Guran, cercetător științific în cadrul unui institut al Academiei Române, diplomat român, fost secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și expert în bizantinism și istoria creștinismului. Bună ziua, domnule Guran, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, domnule Gava, și vă mulțumesc și la rândul meu pentru invitație. Printre toate periplurile diplomatice pe care le-ați făcut, ați fost la un anumit moment director al Institutului Cultural Român din Chișinău. Așa este. Aveți expertiză în această zonă a minorităților istorice tradiționale din jurul României. Și atât cât în timpul în care ați fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, v-ați ocupat și de românii din Bucovina de Nord și de românii din Timoc prin diferite proiecte. Cum vedeți astăzi diaspora românească din jurul României, diaspora istorică? Da, este o poveste foarte complexă intelectual, adică trebuie să știi istorie pentru a înțelege ce se întâmplă în aceste regiuni, dar care are și o inevitabilă notă de tristețe, fiindcă ceea ce se observă, ceea ce observă chiar reprezentanții acestor comunități, este în ceata lor diminuare numerică, asimilare, care este astăzi, într-un fel, accelerată de globalizare, de libertatea de mișcare în sânul Uniunii Europene. Aș vrea să spun de la început, ca să se înțeleagă, că sunt trei categorii, și eu așa am lucrat, trei categorii de români în afara granițelor României. Sunt, și aș pune pe primul plan istoric, romanitatea balcanică. Vă referiți la români? Românii de la sudul Dunării, da, pe care îi, după dialectele lor, îi numim aromâni, megleno-români, istro-români, dar de fapt există mai multe categorii și între aceste categorii, una foarte importantă și numeric și istoric, este cea care astăzi o numim a Văii Timocului, dar de fapt este întreaga regiune, aș spune, din vestul Bulgariei și din estul Serbiei, mergând până la Niș și chiar mai jos, în Macedonia, în Skopje. Da, care este regiunea care era cea mai dens populată în perioada Imperiului Roman, cu mari așezări urbane și, prin urmare, a și lăsat urmele cele mai importante, care, din punct de vedere lingvistic, sunt mai apropiați de ceea ce numim dialectul sau graiul dacoromân. Adică, știți că în istoriografia sârbă, de exemplu, da, sunt diferite speculații cum că românii timocani sunt urmași oltenilor ajunși în Serbia, că nu e o continuitate, sunt diferite interpretări naționaliste, evident, propagandistice. Evident că au existat mișcări de populație și dinspre nordul Dunării spre sud, dar în majoritate, aș spune, au fost invers, din sudul Dunării spre nord. Spre nord. Și asta din motive economice, aș spune, adică în faza prenațională, fiindcă țara românească, vorbim deja acum de secolul XVIII, începutul secolului XIX, era economic mai dinamică, tot mai dinamică, în comparație cu sudul Dunării, care era încă Imperiul Otoman. Oriental, înapoiat. Ceea ce face că aproape toată câmpia Dunării,
deci de la Mehedinți din fața Timocului, aș spune, până la Brăila, este populat sau în orice caz completată populația cu diverse straturi de imigrație sud-dunăreană. Și în care avem greci. Greci, în primul rând, foarte greu de distins în epocă de greci sunt aromânii, adică sunt aromânii din clasa superioară, din clasa comerciantă, care sunt elenizați. Pe urmă sunt aromânii neelenizați, încă cei care practică transhumanța, dar sunt megleno-românii, sunt românii timoceni, sunt bulgari pur și simplu, sunt armeni din Imperiul Otoman. Chiar turci? Turci nu. Nu, fiindcă exista această tradiție imperială, da, și nu, și această stipulație că în nordul Dunării nu era voie să construiești moschei. Deci una din libertățile pe care le-au avut principatele române, acelea de a nu permite construirea moscheilor și deci existența unor comunități închegate musulmane care să-și poată așa cum am avut în Bulgaria, cultul. În Serbia. Dar aș mai spune un lucru, că bulgarii, sârbii, românii din Balcani în secolul XVIII nu se simt atașați, aici fac puțină istorie dincolo de, nu se simt atașați de o anumită etnie. Ei și mai ales intelectualii abia descoperă, nu? Avem în centru a românesc de la Moscopole primele dicționare pe la 1750 și ceva, dicționare care sunt greco-bulgaro albano-aromânești. Deci identificarea vocabularului aromânesc abia se naște în mintea câtorva intelectuali. Cei care vin în țara românească nu vin fiindcă, și asta trebuie să o spunem cu onestitatea istoricului, e un fapt. Nu vin din atașament național, rațiuni economice. Din rațiuni economice. De aceea e foarte greu de spus care sunt bulgari, care sunt sârbi, care sunt aromâni din cei... Dar poți să presupui că, dat fiind viteza cu care se integrează în societatea românească, o bună parte din această imigrație de origine sud-dunăreană este, de fapt, populație românofonă. Așa că, aș spune invers, Balcanii au pulsat, au împins spre România populație cel puțin din secolul XVIII încoace, aș spune permanent. Mișcarea a fost că există punctual câte un sat, mai ales din acele sate care fugeau de impozit. Și atunci, spre sud. Și atunci treceau granița, treceau Dunărea și se așezau acolo, mai ales... Li se acordau scutiri de taxe dacă veneau să se așeze la început și fiindcă turcii la rândul lor aveau nevoie să-și populeze regiunile care tocmai se goleau de cei care plecau să facă avere în țara românească. Așa că populația balcanică a fost, aș spune, un bazin din punct de vedere demografic pentru națiunea română și asta, aș spune, din secolul VI încoace. Și a fost adică o continuare au fost a unei mișcări civilizații. Și aici și da. Nicolae Iorga își explică astfel unitatea civilizației românești în tot arealul sud-est european prin faptul că s-au mișcat. În tot spațiul, întâi prin transhumanță, dar uneori și prin deplasări cu scop politic, adică veneau să se instaleze în zone în care puteau crea unități semi-autonome sau chiar autonome, e ceea ce numim țările românești dinaintea țărilor medievale, nu? Acele cum e țara Loviștei, țara Făgărașului. Deci a existat de atunci această hrănire a romanității nord-dunărene cu romanitate balcanică. Revenim imediat la romanitatea nord-dunăreană și la cea sud-dunăreană după câteva minute de publicitate.
Ne-am întors la călătorii geopolitice, alături de noi este domnul Petre Guran. Am rămas la această dihotomie dintre romanitatea nord-dunăreană și cea sud-dunăreană. Cum vedeți incapacitatea romanității sud-dunărene de a se constitui statal? Au ratat mișcările din secolul XIX de emancipare națională. Știți de ce? Fiindcă, da, dispersiunea lor teritorială, dar și interesele geopolitice ale marilor actori europeni, începând cu cei occidentali, Franța și Anglia, continuând cu Germania și Austria. Bun, mai târziu, da. Austria într-o anumită fază, dar Rusia mai ales, adică s-au încurajat Occidentul a încurajat formarea de națiuni romanice în Balcani, în sud-estul Europei, și grecești, și grecești, iar rușii au încurajat formarea de națiuni slave, pe sârși grosso modo, spune simplificând. Că există momente, dacă intrăm în detalii, totul se complică. Și atunci, dat fiind că cele două principate, într-un fel, și s-au mișcat mai repede și au devenit un pol de atracție, n-a mai fost loc ideologic pentru o altă națiune romanică în Balcani. În mod ideal, aș spune, văzând din vest, România trebuia să apară în Balcani, nu pe teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic, fiindcă este miezul Imperiului Roman târziu. Gândiți-vă, Diocletian, Constantin, Galeriu sunt din această regiune. Gândiți-vă la orașele care au existat în această regiune. De altfel, fac o mică digresiune lingvistică, limba română de astăzi nu este o limbă de agricultori, nu provine dintr-o limbă de agricultori, ci provine dintr-o limbă de orășeni. Latina târzie, Imperiului târziu, care se vorbea în orașele din Balcan, și sunt argumente, cum ar fi, spre exemplu, cuvântul mormânt, care vine din monumentum, ori monumente își făceau, asta înseamnă locuitorii orașelor, în necropole, sau pământ, care provine din pavimentum, strada pavată, cu pietre, din care au ieșit pietrele, fiindcă de multe ori și-au reconstruit zidurile cu pietrele de pe drumuri, sau pur și simplu s-au înnisipat drumurile, și de aia a devenit pământ până la urmă, un drum de pământ, era un drum de paviment, de piatră, și a ajuns să însemne în limba română astăzi pur și simplu țărână. Deci, iată cum romanitatea balcanică a avut din Evul Mediu, din momentul în care apare în sursele bizantine, conștiința romanității ei și a continuității și a continuării cu Roma. Exact, a legăturii cu Roma și a autohtoniilor pe acest teritoriu. Acest sentiment care le dă și o mândrie se păstrează până astăzi. Românii aceștia se simt altfel legați de România decât vom vorbi comunitățile românești de la nordul României, nordul și estul României. Acum, românii de astăzi vorbesc, granițelor politice ale României de astăzi. Această romanitate, aceste comunități din sudul Dunării, în sensul foarte larg, mergând de la peninsula Istria până în Marea Neagră, de-a lungul întregii peninsule balcanice, aceștia sunt oarecum divizați între două tendințe. Una a fost opțiunea lor politică în contextul nașterii statelor naționale slave și grecești în Balcani. Mulți dintre ei au făcut parte din elita. Așa, dar la un moment dat au ales să devină români în sens politic și au și emigrat. Majoritatea au emigrat în România. Și atunci avem o comunitate sud-dunăreană la nord, care astăzi începe să
își cultive o diferență chiar în România de astăzi. Și aici profesorul Tanașoca avea dreptate, asta, o asemenea mișcare merge împotriva sensului istoriei. Noi, a românii, spunea el, am venit în România ca să fim români, nu ca să fim a români în altfel România. Da? Deci cultura, expresia noastră culturală e românitatea. E românitatea, e literatura română, e limba română, dialectul român e un dialect casnic, e un dialect de care suntem sentimental atașați, dar limba de cultură a noastră este limba română. Pe de altă parte, sunt comunitățile de astăzi și Macedonia, spre exemplu, trebuie să ne închipuim că din punct de vedere etnic este constituită de, în proporție mult mai mare din aromâni, din romanitate, din populație de origine romană, decât din slavi sau albanești sau alte componente. Dar ei s-au integrat atât de puternic încât s-au asimilat și astăzi, mă rog, își construiesc această identitate paradoxală uneori, da. Sau cel puțin privind din punct de vedere grecesc, a unei națiuni macedonene. Cum putem preveni sau cum putem preveni asimilarea și cum putem conserva continuitatea culturală a acestor comunități din Serbia, din Grecia, din Albania, din Macedonia? Păi, în primul rând, printr-o politică culturală foarte activă. România își propusese, încă din anii 1886, este prima oară când Tache Ionescu vorbește de o federație balcanică. Și de atunci încoace România a încercat să se prezinte în Balcani ca liderul unei alianțe, unei micro-uniuni europene, dacă vreți, da. O uniune balcanică în care să se estompeze diferențele, să deconstruiască naționalismele locale. Care au generat foarte multă ură și violență enormă. Exact. Alimentate de marile puteri, într-adevăr, întotdeauna. Bun. Dar cuțitul și pușca au ținut-o în mână balcanicii. Gândiți-vă la conflictele naturale nu atât dintre bulgari și greci care aveau de disputat Macedonia sau dintre bulgari și români, exact, în privința cadrilaterului, dar două popoare slave, bulgarii și sârbii, s-au bătut au avut între ele războaie exact, da, enorme. Tocmai. Deci toate aceste războaie sunt dovada unei cecități politice și poate cea mai echilibrată din țările, și de data asta bag România în Balcan, dintre țările balcanice, este România. România a avut cea mai deschisă politică față de minorități din Evul Mediu până astăzi. Este o trăsătură națională. Și această deschidere i-a permis să asimileze mult mai ușor minoritățile. Deci minoritățile normal, au vrut să sunt amenințate, își conservă, dar în România s-au asimilat cel mai ușor aceste minorități. Și aș spune dintre cei mai importanți făuritori de limbă română, de conștiință istorică și națională românească, găsim persoane ale căror origini alogene sunt certe și recente. Da? Deci persoane ori direct sosiți în România ei înșiși, gândiți-vă la Xenopol, gândiți-vă la Antimi Vireanu, ori provenind din familii grecești, armenești, dar și occidentale. Deci din toate orizonturile. Bun, revenind, deci avem pe de o parte romanitatea balcanică cu care trebuie ca stat, cum să spun, și ca conștiință culturală, fiindcă purtăm pe umeri obligația de a reprezenta romanitatea răsăriteană. Așa că trebuie să avem o politică, dar nu agresivă, nu de românizare a sau de reînvierea naționalismelor de secol XIX. Și tocmai, da? De promovare a acestei diversități balcanice în care a românii,
megleno-românii, isro-românii sau daco-românii, ca să spun așa, să folosesc terminologia aceasta lingvistică, de la sud de Dunăre, să-și găsească un loc și dreptul de a se exprima, de a-și promova identitatea așa cum a creat-o istoria. Pentru asta ne trebuie centre culturale, institute culturale dedicate fenomenului balcanic, nu neapărat românității în genere, noastre, da? Așa, case de cultură, și România a avut proprietăți în Balcani, în Albania, în Bulgaria, în Serbia, deci trebuie revenit și evident acordat și acestor națiuni balcanice dreptul de a deschide la noi echivalentul, adică de a crea poduri, punți culturale, foarte importante. Și aș mai adăuga eu liturghie în limba română. Sau chiar în limba română, de sau ce în limba română, evident, da. Chiar în limba română. Vă întrerup din nou, luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat. Este duminică, ne-am întors la Călătorii Geopolitice. Alături de noi se află domnul Petre Guran. Am rămas aici la romanitatea orientală, la supraviețuirea ei, la lupta ei pentru supraviețuire. Ca să trag o concluzie, aș spune, datoria istorică a României este să conserve identitatea istorică, tradiția și memoria acestei comunități balcanice în formele istorice proprii ei, nu în niște forme istorice, adică nu trebuie duse ii românești de la nord de Dunăre în Balcan, ci trebuie promovate iile lor locale. În schimb, o altă politică privește teritoriile României mari. Da, vă propun să trecem asta, vă propuneam să continuăm călătoria noastră la nord, nordul și la estul României, acolo unde nu avem niște teritorii cel puțin populate de români, unele până recent, mă refer aici la Maramureșul de nord istoric, Bucovina, la Bucovina de nord, la Pocuția, care era într-adevăr un teritoriu aparținând Poloniei, regiunea Herț, ai spune exact, noi, aparținând Poloniei, dar populat în general de români, mă refer la Basarabia și la Bugeac și la Transnistria. Bun. Aria, iarăși, dacă o luăm geografică, în care se regăsesc comunități românești, trece dincolo de Bug. și de frontierele României mari. Da. Și pentru ceea ce trece dincolo de frontierele României mari, este, aș spune, de aplicat aceeași politică ca în sudul Dunării. Este vorba de a întreține o identitate locală, acestor comunități, cu mijloacele financiare ale statului român, în limitele unui interes istoric pentru identitatea lor. În schimb, și aici vin la problema care ne doare, aș spune, față de cetățenii României interbelice, România și românii din România au o datorie de sânge și de onoare. De ce? Din slăbiciune, din eroarea liderilor din acel moment, din, aș spune, contexte internaționale, cum spune cronicarul, răutățile care au venit peste noi, România și-a abandonat cetățenii din afara acestor teritorii. Da? Deci nu, nici nu avea ce face. Nu știu dacă 45. Avea. Iorga a zis ne apărăm. Nu, mă refer aici la după 45, într-adevăr. Băi, nu, dar tot începe în 40. Da. Încă dacă când noi am pierdut patru teritorii fără a trage un foc de armă, într-adevăr. Da. Bun, deci tot începe cu Basarabia, iarăși. Ce înseamnă că am abandonat acești cetățeni? Că acești, proporțional din acești cetățeni, de fapt, nu știu proporția, dar în orice caz numărul impresionant de persoane care au suferit fizic în urma acestui abandon. Deci în 40 au fost primele serii de Siberia. Exact, de la ei mă refer. Și în general targeturile erau elitele, evident. Tocmai. Elitele și atunci aș spune, iar cei care au rămas cu o durere și cum să spun, au rămas supraviețuind
bun, unii s-au întors din Siberia, nu mai vorbesc, nu intru în detalii acolo, dar e o durere și sentimentul ăsta că România ca țară mamă i-a abandonat. Ori aici, atunci România trebuie să vină în întâmpinarea acestor descendenți de acum a celor pe care i-a abandonat, cu tot ceea ce înseamnă facilitățile unui cetățean român, adică inclusiv în plan social, solidaritate socială, solidaritate culturală, solidaritate politică. Sigur că, pe de altă parte, trebuie să ținem cont că aceste teritorii, vorbim de data asta de teritorii, deci statul român are obligație față de românii din aceste teritorii, alta e raportarea față de teritoriile în sine. Aici sunt relații bilaterale între România și statele Ucraina, vecine, da. Respectiv Ucraina, sau Republica Moldova, Transnistria și o parte în Ungaria, că și acolo sunt comunități care au același sentiment, cum să spun, că au fost lăsate puțin în afara granițelor chiar de la negocierea de la Trianon. Da, de după primul război mondial. Dar în principal vorbim de relația cu Ucraina și cu Republica Moldova. Și această relație trebuie condusă cu înțelepciunea unui proiect politic care depășește ideea românească, care e cel al Uniunii Europene. Și noi trebuie să ne facem oarecum apărătorii al ideii europene în aceste zone. În este aceste singura zone. Șansă pragmatic vorbind de a apropia. Nu pragmatic, ci trebuie să avem conștiința că din momentul adeziunii, participând la toți pașii spre o coeziune tot mai mare a Uniunii Europene, am devenit actori a unei noi idei politice. Uniunea Europeană este un ideal al națiunilor europene la care trebuie să contribuim și noi. După ideea națională de secol 20. Da. Exact, după ideea națională, fiindcă ideea națională de secol 19 și deriva 20. Naționalistă din secolul 20, totuși se fac vinovate de crime. Mă iertați că spun asta. Dar și primul de o ură permanentă care era cât pe aici să anantizeze civilizația europeană. Păi tocmai despre asta vorbim. Ce facem? Pornim la un război total din nou? Ne suprimăm unii pe alții în numele unei idei? Ori asta este, dacă vreți, generozitatea și eficacitatea Uniunii Europene, că am piedicat, cu excepția iarăși a Balcanilor și a perioadei acesteia de dezgheț postcomunist, da, a împiedicat descrierea unor noi conflicte europene. Gândiți-vă, în postcomunism, ce resurse ar fi fost aici de reînvierea naționalismului între Slovacia și Ungaria, între Cehia și Slovacia. Extrem, da. Era o cutie a Pandorei care se putea deschide în absența ideii europene. Tocmai. Deci, de aceea eu cred că în relația cu Republica Moldova și Ucraina trebuie să ne facem susținătorii aspirațiilor europene ale acestor state. Și vedeți, deci eu fac distinția între ceea ce înseamnă politica externă a României și relația cu aceste state și obligația morală față de cetățenii români, cei care vor să fie cetățeni români, evident. Cum vedeți politica Ungariei vis-a-vis de Ucraina, privind minoritatea maghiară din Ucraina subcarpatică, acolo unde guvernul Viktor Orban este extrem de radical, amenințat până la blocarea summitului NATO-Ucraina? Da, Ungaria are o cu totul altă viziune decât noi. Nu cred sau nu sunt tipul de istoric care din istorie să creeze premisele aflării viitorului. Totuși nu mă pot împiedica să observ că Ungaria are un trecut de mare stat, nu națiune, mare stat medieval, care la un moment dat prin uniune interpersonală, deci cu Polonia a format o uniune, în orice caz prin extinderea peste mai multe
blocuri etnice est-europene era am putea compara cu un imperiu, nu? În timpul lui mare putere. Matei Corvin, spre exemplu. Și atunci ei au, dacă vreți, greutatea asta care le apasă pe umeri a unei istorii imperiale, a unei istorii regale importante, care a fost sistematic umilită, nu? De distrugerea Ungariei medievale, conflictul cu Imperiul Otoman, de compromisul cu austriecii, sau incapacitatea de a renaște în condițiile expansiunii Imperiului German, ar trebui să spunem. Noi toți spunem austrieci, dar de fapt este Imperiul German. Roman de națiune germană. Cel care s-a extins în secolul al XVIII-lea în Transilvania. Și de aici și răspunsul, într-un fel, și aspirațiile românilor din Ardeal. Păi venea Imperiul Roman la ei, era oarecum, ei veneau acasă. Da, veneau acasă, într-adevăr. Și au încercat să pună în valoare identitatea. Păi noi suntem romani, ce? Dacă a venit Imperiul Roman la noi acasă, înseamnă că e bine. De aici și entuziasmul inițial al ideii uniatismului. Da? Unirea cu Roma, într-adevăr. Era unirea cu Roma, era o reconstituire a unei idei. Suntem mai apropiat structural de Roma decât de Atena sau de Moscova, spuneau ei. Bun. Dar revenind, Ungaria, deci dacă vreți, are acest trecut greu de digerat, aceste înfrângeri, nu sunt înfrângeri, sunt adaptări la realitate. Primul război mondial a recompus Europa în funcție de realitățile etnice din teritoriu. România are alt parcurs în relația cu Ucraina. În primul rând, suntem undeva, am mers în paralel istoric din secolul al XVII-lea încoace, în momentul în care exista o autonomie ucraineană în cadrul Imperiului Rus, între Polonia și Ucraina, nu? Hetmanatul căzăcesc. Dar după aceea o conștiința unei deosebiri, dar și o aspirație în conflictul dintre cele două imperii, unul creștin, rusesc, dar creștin în primul rând, și unul islamic, otoman, turcesc, dar în primul rând oriental, islamic. Nu oriental, ci de altă religie. Ori Ucraina, Moldova, Țara Românească erau regiuni populate de creștini. Cu excepția, sigur că da, a frontierei al malului Mării Negre. Luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat. Ne-am întors la Călătorii Geopolitice pentru ultimele minute ale foarte interesantei noastre călătorii în lumea minorităților românești din jurul României. Rămăsesem la noi și Ucraina. Da, noi există și Ucraina. Posibilitatea reconcilierii istorice? Evident, nu numai că există, este un fel de obligație istorică în măsura în care există conducători cât de cât luminați și de o parte, și de alta. România a fost un partener istoric permanent al Ucrainei. I-am susținut și în 1917 în timpul scurtei independențe a lui Petliura. Bun, să zicem că nu e titlul de glorie cel mai important, dar eu aș pune în evidență alte elemente. Faptul că le-am dat lor cea mai importantă figură ecleziastică a Mitropoliei de Kiev, Petru Movilă, da. Iar ei ne-au dat nouă cea mai importantă figură a renașterii monahismului ortodox, Paisie Velicikovski. Citez aceste două nume, dar interferențele sunt imense, deci foarte mulți ucraineni s-au autohtonizat în Moldova, cum foarte mulți moldoveni s-au autohtonizat în Ucraina. Bucovina și a fost întotdeauna din secolul XVII sau chiar din secolul XVII-XVIII, până în momentul în care frontierele etnice se blochează. Nu se formează identitățile acestea care nu mai sunt permeabile.
Asta se petrece abia în secolul XIX, această blocare a identităților naționale și deci trasarea frontierelor. Ucraina este în situația de a fi moștenitorul unui rezultat paradoxal și, aș spune, și nedrept și absurd de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci Ucraina a apărut ca stat grație voinței lui Stalin, a primit o anumită frontieră și deci trebuie să aibă conștiința că are o obligație. Nimeni nu pune în discuție astăzi în cadrul viziunii noastre europene frontierele, dar are o obligație de generozitate și de a gestiona acest trecut și acest complex etnic care e pe teritoriul ei acum, cu maximă generozitate. Au primit Basarabia de Sud din rațiuni strategice pentru a avea acces la Dunăre, în cazul în care... E zona în care comunitățile românești sunt mai românofone, mai puternice, conștiință românească, mai puternică, grație și perioadei aceea. Și acolo unde e un creuze etnică, care ține aproape de lumea balcanică din punct de vedere cultural. Sigur, în sudul Basarabiei sunt tătari, sunt găgăuzi, sunt ucrainezi, lipoveni. Deci toată acest mozaic de naționalități care pot fi fidele unei Ucraine moderne dacă ea are înțelepciunea, sau elita ei, conducerea, are înțelepciunea să găsească o bogăție în acest complex. Deci noi suntem o viziune naționalistă de stat tânăr. Încă o micro-Europa. Nu? Vorbeam de micro-Europa balcanică, care a fost în mod caricatural ruptă în state naționale în secolul XIX, și acum vorbim de micro-Europa răsăriteană în care, care poartă numele de Ucraina, care înseamnă frontiera, care înseamnă națiunea pe frontieră, da? Pe frontieră, dar care conține toate elementele. Gândiți-vă că Odessa e făcută de francezi, nu? De Richelieu, pe urmă de Longeron. O tradiție vrească puternică, multicultural, exact, grecească. Da, 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 da. Deci toate națiunile. Gândiți-vă pe care că le poți Ușgorod, găsi în jurul Mării Negre. La Ușgorod, în Ucraina subcarpatică, nu, un oraș central european pe frontiera cu Slovacia, distanța de la Ușgorod la Viena este mult mai mică decât distanța de la Ușgorod la Kiev. Da. Bun. Gândiți-vă ce însemna în timpul Imperiului Sovietic să te naști în marginea Imperiului pe frontiera cu Slovacia și totuși nu răsese. Și totuși, exact. Bun, deci noi, generația noastră, care este postcomunistă, postnațională, postnațională, trebuie să spunem fără frică, dar fără proiect. Noi nu trebuie să ne desnaționalizăm, fiindcă ne-am băgat în cap că suntem cetățeni globali. Da, ci trebuie să înțelegem că există o bogăție a comunității în care te-ai născut și care poți să-i aparții, mai ales prin decizie individuală. Și aici aș sublinia, România este o națiune și un stat modern care s-a născut în mare parte prin decizie individuală. Vorbeam de acești alogeni care s-au integrat în societatea românească, dar și de voința puternică a unei clase politice la 1848-59 de a forma un stat nou. Nu era ușor. Gândiți-vă că ei au renunțat la o serie de avantaje, de privilegii ale unui stat independent. Și mă gândesc în mod special la Moldova, acum, care este volens nolens perdantul micii uniri. Dar această voință a clasei politice pe care o regăsim în secolul XVII când au creat limba română. Eu am publicat în Dilema anul trecut o serie de articole cu un titlu provocator, Funcția imperială a limbii române, arătând că ea a fost promovată ca o afirmație a romanității politice acestor două state, Țara Românească și Moldova. Deci această voință de a-și afirma un statut politic printr-o limbă. Eu cred că e un mare avantaj când ai o asemenea națiune construită realmente din voință individuală, din bun
convergența voințelor individuale și că asemenea identități deci nu trebuie să aruncate la gunoi, dar ele nu, și aici e un nu categoric, nu trebuie să intre în conflict sau măcar în tensiune cu alte identități locale. Deci trebuie să fim foarte atenți, este o echilibristică dificilă între tentația exaltării identității și tentația anulării identității. Domnule Guran, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. A fost un periplu foarte interesant în România, în românimea din jurul României. Vă mulțumesc foarte mult. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. Sunt Cristian Gava. O duminică plăcută. La revedere!